Ciobanul de 33 de ani se afla cu oile într-o zonă deluroasă din apropierea satului Săreca. A văzut pericolul, așa că l-a sunat îngrijorat pe un proprietar de oi. La un moment dat l-am auzit striga, ursul. L-am rugat să stea cu minte, să nu se bage, să nu-l hâșe de acolo, să nu-l deranjeze. Bărbatul s-a urcat în mașină și a plecat de urgență spre zona indicată la telefon de cioban. Am ajuns aproape de el, nu vedeam nimic, la un moment dat l-am văzut că s-a ridicat un pic. S-au lăsat înapoi, l-am luat pe viață, l-am pus în mașină, am sunat la domnul de la salvare. Ciobanul rănit grav a ajuns la Timișoara, unde medicii l-au operat de urgență. Era complet mutilat. Sunt plăci tăiate de la ghearele ursului. A fost distrusă complet orbita stângă. Intervenția chirurgicală a durat aproape 5 ore. Doctorii oftalmologi vor spune dacă va mai putea vedea, măcar cu ochiul drept. Între timp, sătenii din Săreca sunt speriați de aparițiile tot mai dese ale urșilor în zonă. Am coborât deja pe holdele aproape de sat. În vară am văzut și eu urme după o ploaie, s-au văzut urme destul de mari de urs. Au fost și aici în stație, în stația de autobuz, au fost și pe aici pe pod. Deci îi mare problemă cu ei. Primele măsuri sunt cele privind alertarea populației cu prezența ursului în zonă. O să facem afișe, o să anunțăm pe toate satele, fiindcă este posibil ca acest urs să mai vină în zonă. Primarul spune că atacurile urșilor sunt dese la animale, dar este prima dată când sălbăticiunea a atacat un om din zonă.